Nu oricine poate lucra într-un depozit logistic aparținând unei societăți comerciale și asta pentru că tentația este mare. Au demonstrat-o mai mulți tineri care până ieri lucrau într-un astfel de depozit. Aceștia au fost surprinși de către polițiștii secției rurale din Cocorăști-Colț când sustrăgeau din semiremorca unui autotractor mai multe bunuri pe care le încărcau într-un autoturism parcat în zonă. Din cercetările efectuate s-a stabilit faptul că după ce au încărcat produse dintr-un depozit, conducătorul autotractorului și un alt bărbat s-au întâlnit cu alți trei suspecți și au sustras din camion bunuri în valoare de aproximativ 600 de lei. De unde a sustras bunurile? Arătați de unde a sustras bunurile. Bună asta. Stai mai lateral, așa ce arată comună, spre el. A fost prins în flagrant de polițiști în timp ce descărcau dintr-un autotren condus chiar de unul dintre ei mai multe produse alimentare și detergenți pe care încărcau într-un autoturism de asemenea aparținând unuia dintre ei. Tuturor suspecților le-a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. Bărbații urmează acum să fie prezentați instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă. Da,